primul telefon, și nu ascund, le spun drept, primul telefon, când am auzit ceea ce s-a întâmplat și când am auzit fel de fel de că s-ar fi discutat cu mine și că de la bani, primul telefon, în momentul când am ieșit din biserică, m-am dus la biserică imediat, m-am spovedit și primul telefon care i-l-am dat lui Gigi Becali. Jur. De ce? Jur. Pe Sfânta mea cruce, adică de supărare? Becali, de supărare? Primul telefon când am aflat și i-am zis așa, am fost un prost. Incredibil. Am fost un prost că am gândit cu inima și cu sufletul. Eu în momentul în care am avut contractele de la Steaua, le-am și acum pe mail, le-am pe telefon, contractele. Și am contractele pentru tot stafful meu. Deci cu tot stafful meu îmi acceptase tot Gigi. Tot. Pe masă, tot Gigi. Doar mă aștepta. Nu știu ce se întâmpla după aia. Că făcea Gigi 3 schimbări la pauză, că făcea 2, i-a antrenat și o mudică. Ai înțeles? Noi. Și eu sunt mai... Adică știi să gestionezi. Nu știu ce se întâmplă. Da. Nu zic eu că sunt mai deștept ca Iordănescu, sunt mai deștept ca Petrea, sunt mai deștept ca Pintilic. Astea nu e, că n-are nicio legătură. Da, și mi-e, dar stai un pic, că tu ești rapidist. Eu sunt rapidist, dar stai dar să închidem. De durerea ta, l-ai sunat pe Gigi Becali și ai spus, bă, am greșit. Am greșit. Da. Și consider că am greșit. Și el ce a zis? În sufletul meu, e adevărat, sunt rapidist și nu o să reneg niciodată identitatea. Asta sunt, asta simt, dar profesional eu am greșit. Eu cred că dacă mă duceam la Steaua, la FCSB sau cum se numește, sau Steaua sau FCSB, eu cred că mă băteam la titlu cu șanse reale. Eu cred lucrul ăsta, că mă băteam. Drept dovadă ce spun și suporterii acolo. Dar mi-era foarte greu să lucrez și cu suporterii celor de acolo, fiindcă eram hulit. Era clar că eram hulit. Uite ce i s-a întâmplat lui Stăncioiu la Rapid. Corect. Nu știu dacă... Pe bună dreptate, până la urmă. Lucrurile astea mi se pare că nu sunt firești. Tu la Steaua, oameni din viața Stelei la Rapid, la Dinamo, parcă nu sunt lucruri pentru suporteri, pentru iubitorii fotbalului. Nu sunt firești. Cred că nici nu te-ai fi simțit bine. Eu la momentul respectiv când mi-au trimis contractele și ei mă așteptau să semnez contractele, eu am plecat la Constanța. Da. Am plecat, am luat-o pe soție, mi-am luat staful și am plecat la Constanța. Zic, haide să mâncăm la acolo la un restaurant și să ne așa și să mai discutăm, fiindcă nu știu ce fac dacă rămân în București. Zic, hai să fim la Constanța. Ai simțit că e posibil să pici în zona care să semnezi? Hai să mergem la Constanța și să stăm. Să stai departe. Și până la urmă, în fine, am găsit o soluție și n-am mai continuat această telenovelă. Care era suma totală, poți să ne zici, pe care pentru că s-a vorbit de multe sute de mii de euro pe care ți ar fi dat Gigi Becali? Nu, erau bani mulți, erau și contracte foarte bune pentru stafful meu, mult peste ce. Poți să-mi zici despre se apropiau, nu știu exact, nu mai mi-amintesc. Le-am undeva, nu știu, 500 de mii, 400 de mii total. Era un contract bun cu bonusuri foarte bune și pentru mine și pentru staff, cu bonusuri, cu tot, treceam de jumătate de milion. Treceai de jumătate de milion. Aveai promis și un buget de transferuri în care să-ți aduci tu jucători? Ai discutat și chestia asta cu Becali? Mă întreba, îl vrei pe cutare? M-a întrebat, am fost la el în curte, îl vrei pe cutare? Mai știi de ce te-a întrebat? M-a întrebat un jucător, nu mai mi-amintesc, nu mai știu, că vorba am plecat la CFR și am așa în cap. Îl vrei pe cutărică? Zic, îmi place, dar nu știu ce. Acum, pune mâna pe telefon, deci din punctul ăsta de vedere ar fi fost la cel mai înalt nivel. Da. Deci Gigi, cum îl privesc unii pe Gigi, e adevărat, există posibilitatea să se bage, să facă schimbări, să dea telefoane, să astea, dar, mă, eu am spus un singur lucru. Mă, săptămână de săptămână, cine lucrează cu echipa aia? Antrenor, lucrează Gigi? Nu. Okay. Deci tu ai fi acceptat să-ți facă schimbări, nu știu, la cum, ești tu, la cum ești tu pe bancă în timpul meciului, să te sune, să zică directorul sportiv, să sună patronul, că îl vrea pe nu știu care să-l schimbi. Sincer, acum aș fi. E greu. Cred că scăpai și o înjurătură. Sincer. Nu știu dacă scăpam o înjurătură. Nu, e greu, dar cred că ajungeam la un consens. Cred că nu știu. Sau îmbârligai tu să zică să facă cum vrei tu. Exista un mod de a lucra cu... Să știi că e un om extraordinar de bun la suflet. Eu ți-am mai spus, eu eram plecat în Turcia, s-a dus la mine acasă. Bă, să te duci la mine acasă, să te duci să-mi faci nevasta bine, copiii bine, de COVID, să te duci, să părinții, să te duci și imediat să vezi ce se întâmplă cu tata, cu mama, cu astea. Gigi,
ce să-i zic eu omului ăsta? Jos pălăria, bă, frate, n-o să pot să iei pe orice s-ar întâmpla. Mi-a făcut familia bine când eram speriați prima oară în pandemie, nici nu știam ce înseamnă corona asta. Corect. Ai înțeles? Și s-a dus la mine acasă, fără mască, fără nimic, pac, făgeții, perfuzii, nu știu ce, i-a pus pe picioare, bă. Bă, ce le-a dat, ce nu le-a dat, nu știu, i-a pus pe picioare. Mi-a pus pe picioare familia. Și eu am greșit față de el. Am greșit că m-am dus să vorbesc cu el și, într-un fel, și eu l-am trădat. N-am reușit să trec din ceea ce simțeam eu pentru Rapid, să trec și să mă duc în partea cealaltă. N-am reușit. Și am pus toate în balanță. Am pus absolut tot în balanță. N-am reușit să fac pasul ăsta. Și nu e prima oară. Am mai avut discuții. Dar dacă se va întâmpla vreodată să am vreo discuție cu cineva din România unde există un proiect ok, cu ochii închiși semnez. Indiferent de echipă. Cu ochii închiși semnez. Deci mie ce mi s-a întâmplat acum, la Rapid, mi-a demonstrat că nu sunt respectat și atunci fiecare e liber să-și aleagă. Cum Rapidul și-a ales antrenor și îi doresc baftă și le doresc baftă conducerii celor din Giulești, să nu-și mai pună semne de întrebare suporterii sau cineva când eu vreau să lucrez și să fac performanță. Fotbalul e viața mea. Da, știi că eu am greșit câteodată, scuză-mă, Victor, și am pus fotbalul înaintea familiei mele. Poate copiii mei sau soția mea n-au avut șansa să se bucure de nu știu câte vacanțe cu șumudică. Fiindcă eu tot timpul am fost prins și am dat totul pentru fotbal. Acum au șansa să se bucure că sunt acasă. Dar iată că ba a fost pandemia când eram acasă, acum apare cu războiul, probleme cu războiul, nu pot să plec pe acolo, aș fi vrut și eu să mă duc să vorbisem, să văd niște antrenamente, să vorbesc, să mă duc... La Lucescu sau la cine? Na, nu, în Franța trebuia să ajung. În Franța, în Portugalia, în fine. Aș fi vrut să ajung și într-un final să ajung în Spania.